Aici vorbim de cele două clădiri vis-a-vis de spital, cea de școala de băieți și școala de fete. Cum ne uităm la clădiri, cea din dreapta este prima care intre, urmând în jurul lunii septembrie-octombrie să fie gata. Atunci vom veni într-o rectificare să facem mobilarea lor de către Consiliul Județean, ei urmând a plăti doar utilitățile, ceea ce înseamnă apă, canalizare, electricitate, eu știu ce, gaz metan și așa mai departe. Vor ieși 24 de apartamente. Astăzi, imediat după ședință, semnez hotărârea de Consiliul Județean care va pleca la București și să intre imediat în licitație. În etapa a doua urmează cealaltă clădire, să facem în la fel, vom face împreună cu arhitecții noștri sistematizare pe verticală, inclusiv grătare, inclusiv parcare, zonă verde cu trandafiri, avem spațiu generos acolo cu schimbatul gardului din față, să se vadă înspre clădire și așa mai departe. Încercăm cu un mic teren de joacă pentru copiii care sunt ai lor, încercăm să le creăm condiții civilizate de a ședea. Ele sunt, repet, de serviciu. Deci nu ne-am mutat, am ieșit la pensii, trebuie să avem un să ne ducem, că după ce am ieșit la pensie și nu mai suntem în serviciu, nu poate să mai stea acolo. Scopul este ca ei să-și acumuleze bani, să poată să-și cumpere case. Deja unul dintre doctori, doctorul Rădulescu, și-a cumpărat, cu toate că avea apartament cu 3 camere de la spital, omul și-a cumpărat apartamente, îi place, e chirurg, îi place foarte mult la Brăila, soția este doctor endocrinolog, îi place mult la Brăila, a venit cu copiii și și-a luat apartamentul lui, l-a și eliberat. Aceste apartamente nu ne mai duce nici nouă costuri, pentru că l-am predat acum către ANL, se termină, ne-l predăm înapoi, noi îl dăm în administrare probabil spitalului să vom oferi aceste apartamente pentru tineri doctori. Când vorbeam acum vreun an de zile, un an și jumătate, toată lumea spunea că prind avioane. Iată că lucrurile se întâmplă, dar trebuie să avem răbdare. Nu se pot întâmpla de astăzi pe mâine.